Radisham, astăzi vorbim despre Ekadas Bhava, despre cele 11 caracteristici ale corpului spiritual perfect, Siddhadeha. Și la Bhaktivinoda Thakur, în cartea sa, Jaiva Dharma, o include pe Sri Gopal Guru Goswami, asociatul etern al lui Chaitanya Mahaprabhu, și pe discipolul acestuia și Dhyanachandra Goswami, dându-le rolurile următoare. Lui Gopal Guru Goswami îi dă rolul și Guru Goswami, care chiar în Jaiva Dharma acordă Siddha Pranali, discipolului calificat Vijay Kumar. În acest fel, în cartea sa, Jaiva Dharma, Bhaktivinoda Thakur și la Bhaktivinoda Thakur sprijină. Reafirmă încă o dată ceea ce Gopal Guru Goswami spune în manualul său Padati despre Raghunuga Bhakti, confirmând încă o dată autenticitatea inițierii Siddha Pranali și, în al treilea rând, importanța acestei funcții, acestei inițieri. Siddha Pranali reprezintă, în esență, revelarea celor 11 calități specifice, Ekadas Bhava, în afară de lanțul disciplic. Aceste 11 calități conduc la revelarea formei spirituale a practicantului, în cele mai obișnuite cazuri, actual, cea de servitoare a Radhei, Manjari Svarup, sau, posibil, atât de Manjari, cât și de Naika, o eroină a jocurilor cu Krishna. Gopi Bhav, Sakhi Bhav, așa cum, de exemplu, este cazul sorei mai mici a Shrimati Radharani. Ekadas Bhav, explicată de Sri Gopal Guru și Dhyanachandra Goswami în Archana Padati, sună în felul următor. Asyaiva siddhadehasya sadhanani jatakramam ekadas prasiddhani lakyante hati manoharam nama rupa vaya vesha sambandha jyuta evacha agya seva parakasta Paliadasi Nivasaka. Cele 11 calități, Ekadas, ale celui ce urmează, Aseisva Lakyantehati, Sadhana, Sadhanani, adică practica, care vor revela treptat Prasidani Jatakramam, Siddhadeha, Siddhadehasya, care este forma perfectă încântătoare, Manoharam, care încântă minte. Deci cele 11 calități sunt nume, formă, Nama Rupam, Baya Vesha, Baya vârstă, Vesha îmbrăcăminte, Sambandha Juta, Sambandha relația, Juta grupul, Agya ordinul, Seva, serviciul,
Cea mai înaltă ambiție, parakasta, paliadasi, adică sakhi, sub îndrumarea căreia servești, și nivas. Nivas înseamnă rezidența în Braja Mandal. Acestea sunt cele 11 caracteristici legate de corpul spiritual perfect, Siddhadeha, pe care gurul le împărtășește practicantului ajuns pe nivelul asakti, al lăcomiei de a intra în jocurile cuplului divin. În acest sens, în ultimul capitol din Harinam Chintamani, Bhaktivinod Thakur descrie aceeași listă. Repet această listă. El spune în bengali: Sadite ujvala rasa ace bhava ekadas sambanda bayas nama rupa jutavesh agyavas seva parakastas vas paliadasi ei aparupa. Pentru a duce la îndeplinire ambiția de a atinge madur rasa, ujvala rasa sau madur rasa, ujval înseamnă strălucitor. Aceasta este rasa care strălucește dintre toate, ujvala rasa. E nevoie de 11 calități. Sadite ujvala rasa ace bava ekadas. E nevoie de aceste bavas. Și spune, el are altă ordine în care le pune, probabil ca să rimeze. Sambanda, relația, bias, vârsta, nama, numele, rupa, formă, juta, grupul, veș, îmbrăcămintea, agya, ordinul, vas, rezidența, seva, serviciul, parakasta, cea mai înaltă ambiție, paliadasi, sakhi sub îndrumarea care servești, ei apar, acestea formează în totalitate formă. Bhaktivinod Thakur explică de asemenea cum primește Kadas Bhava. El spune, Sada kerjakon raganuga marga lobohoi takan. Sadkur nikata pratana korile tini sadaker. Ruchi parika koria tahar bhajan nirnoir. Sange sange sidadehe paricea koria diben. Când locomia practicantului pentru Raganuga Bhakti este trezită, el se va adresa cu umilință lui Gurudev în acest sens. După ce va testa sinceritatea discipolului, gurul autentic, Sadguru, va da instrucțiuni, gurul perfect, care a atins perfecțiunea, Sadguru, în sensul Vajnavilor Gaudi. El va da instrucțiuni discipolului și va corecta bhajanul acestuia, conform cu forma sa spirituală, Siddha Svarup. În timpul stagiului acceptării, Varandasha, sadacul, practicantul, trebuie să discute deschis despre natura gustului pe care el l-a dezvoltat, ruci, cu gurul său. În acest sens, Bhaktivinod Thakur spune în Harinam Chintamani: Paraon kalete nidya ruchi picharia gurupade janaibe saralahoya. Prabhu tumi kripa kore jei parichaya dile more taha mora purna pritihoya. Zvabavite morae bave ace ruchi ateiva agya. Siredari hoia suci.
La acceptarea inițierii, ekadasbhav, preferința personală trebuie făcută cunoscută gurului. O Gurudev, te rog să-mi acorzi identitatea care se potrivește cel mai bine naturii gustului ruci pentru iubirea și serviciul la care aspir. Ca să pot urma instrucțiunile tale din tot sufletul. Corpul perfect Siddhadeha, fiind cea mai prețioasă posesiune a sufletului, trebuie să corespundă din toate punctele de vedere înclinații personale a sadhakului. În caz contrar, înclinația necesară pentru a atinge acel corp spiritual dorit va lipsi. Astfel, și la Bhaktivinoda Thakur spune în Harinam Chintamani. Ruchi jade nahetabe akapate mone nivedibe nija ruchi shiguru chara. Picharia gurudev tip anya bhav tae ruchi oli hoile praka shiben shibeni chav. Shiben java bhav. La acceptare, după ce a fost primită ekadasbhav, dacă sadhakul consideră că nu se potrivește gustului său ruci pentru iubirea și serviciul dorit de acesta, el trebuie să se consulte cu gurul. După aceasta, gurul poate face o schimbare. Poate să facă o schimbare. Numai dacă alegerea gurului corespunde gustului sadhakului, atunci va fi posibil pentru acesta să dezvolte starea corespunzătoare a celui corp perfect Siddhadeha. Și guru charane pori polibetakan, tadadisha bhavami korinubaran. Ei baba kaka noami nachari boar jivane marane ei sanghi jamar. Problema inițierii Siddha Pranali trebuie discutată între guru și discipol, chiar înainte de darea inițierii. Atunci discipolul trebuie să ia pe deplin ca adăpost pe guru, spunând, accepte kadasbhav pe care mi-o dai, ca fiind a mea, nu numai în această viață, ci și după aceea. Siddhadeha ia forma datorită dorinței sadhakului, care urmează instrucțiunile gurului prin intermediul practicii sadhana. Ce fel de practică? Raganuga. În momentul atingerii stadiului unei anumite iubiri spirituale specifice, când atinge iubirea, corpul spiritual devine manifestat. Se manifestă. Și ca să spunem așa, în acel moment, sadhakul se naște în jocul lui Krishna. Se manifestă în jocul lui Krishna din Vrindavana pământeană, în Bauma Vrindavan.
Deci când s-a manifestat corpul, el apare în jocurile din Bama Vrindavan. În Raghavat Machandrika și la Chakravatipat spune Siddha Rupena Antashchintito Abhishta Tat Sakat Seva Payojitena. Corpul perfect corespunde formei concepute mental, antascintita deha, din timpul practicii, Raganugasada. Deci, corespunde lui antascintita deha. Siddha deha corespunde lui antascintita deha. Având această shraddha, încredere, sadhakul se angajează cu entuziasm în executarea serviciului mental. Manasi Seva. Conform celor 8 etape ale jocurilor. Asta ca la lila. Folosind Ekadas Bhava dată de Guru. Și Narottam Das Thakur spune în Prema Bhakti Chandrika Jugal Charan Seva Nirantare Bhave Anurage Takibo Sadai Sadane Bhave Bojaha Sidodeva Pabutaha Raga Pate Ei Se Upai Sadanesh Cedan Chai Sidadehe Tahapaya Paca, apa ca matră sibiciar. Mă imaginez mereu servind cuplului Radha Krishna cu mare entuziasm. Căci contemplarea din timpul practicii, Raganuga Sadhan, va produce cu siguranță siddhadeha corespunzătoare. Aceasta este calea Raganuga Bhakti prin care se obține prema bhakti. Bhagavat Puran, Shrimad Bhagavatam, în cantul al treilea, capitolul 9, versul 11, confirmă în acest sens puterea meditației. Yad yad dia, taurugaya vibhavayanti, tad tad vapu pranaya se sad anugrahaya. O atotputernicule, Urugaya, prin adevărata ta milă, Tat Sat Anugrahaya, ei, cei devotați ție, manifestă pranaya se exact acel corp, Tat Tat Vapu, la care s-au gândit, exact la care s-au gândit, Yat Yat Vibhavayanti, meditând. Dia. Yat, yat, vibhavayanti dia. Kaura premanandi hara.